schimbarea, a, cu privire la schimbarea administratorului între primii municipali Costești. Domnul consilier, noi am urmat cu gospodăria comunală, atunci era Pierdor Ivan și nu era angajat cu primărie și dumneavoastră s-a ocupat cu formarea instituției este, el prin semnătura lui Ion Dimitrici acolo la o ședință de consiliu, a fost numit ca să deschidă, să deschidă întreprinderea asta și el la camera de registrare este numit ca conducătorul acestei întreprinderi. Acum au parvenit varianta să-l angajăm pe, pe domnul Bivol Vasile, conducător la întreprindere G, deoarece am dat fântânile arteziene și rețelele, acum o să le dăm iar după cum le finisăm, și o să fie și cu noi, știi, cu asta, deservirea populației, cu transport, colectare gunoiilor, tot o să fie la gospodăria comunală. Deci, acum e necesar să fie un conducător la întreprindere și să ocupe mai departe, că am transmis întâlnire și să formeze echipa la gospodăria comunală. Deci eu propun să fie asta, Bivol Vasile, să fie numit conducător la întreprindere și nu am prevăzut atunci asta. Dar care e motivul? Care e motivul? Motivul? Să angajat cu primărie. Eu, de exemplu, știu că la ușătenți pe dânsul am votat, să fie el... N-ați votat nimic. Păi cum m-am votat, dar m-am votat? Votat. Nu era... De ce... El este... Dar n-ai votat, domnul. N-ai votat. Haideți că eu deschid cărțile și votat și nu-i votat. Eu propun, dumneavoastră, votat. Dar dacă Fiodor Ivanis și Soliști, acum votați-l Fiodor Ivanis și Soliști. Dar e vorba că ei angajat primării și eu rămân... Dar noi avem și noi trebuie să trebuie să vă votez. Da, și cum e? Eu v-am spus să vă votez. Eu, de exemplu, eu de start așa am înțeles și când s-a votat că rămâne mașina la primării, rămâne în Fiodor Ivanis. Nu la primării, la gospodăria comunală. La gospodăria comunală, așa am ajuns atunci. Dar îți spune că eu am alt propunere. Totuși, e lăsat ca să lucreze Fiodor Ivanis, președintele gospodării comunale, după cum s-a vorbit din start, că el să rămâie președintele, oricum se numește, director, administrator la gospodăria comunală, ca el să rămâie și să lucreze mai departe. Încă totuși nu... Prieteni rău toate chestiile astea și pentru că... Dar nimic în potrivit, dar ce facem cu două funcții? Nu, dar sunt... Nu, o funcție și eu, dar slavă. Dacă dumneavoastră îi dorim... Eu nu sunt gata, că eu am văzut dimineața, am luat ordine de zi, că eu am mai luat mai înainte, dar nu era totuși întrebarea. Asta și eu s-o cot, dacă și dacă, chemănată întrebarea dată la următorul posibil. Eu mă mai gândesc. Dacă ceva, și eu dau de aici demisia și eu cred că să rămân, că eu când am făcut-o, eu m-am gândit la și pasfăr, cunosc foarte bine lucrurile și am a mele planul pe viitor. Care... E mai făcut nu numai cu apa, orice, aici sunt multe lucruri care a, pentru sat aici. Da, să rămân aici. Așa că, cine dacă domnul Vasile vrea, a să lucreze și el aici, dacă se dorește. Am locul dumneavoastră, că era la viața mea. Da. Dacă vă vrea aici, dar nu vrea să vă întrebarea asta. Dar până când eu propun de lăsat. Avem trei propuneri. Să supun închidea ori de zi ori. Puteți o aduci cu oarie. Ies la vot, treci, nu treci, două variante, trei variante. Toate puteți la vot și gata, ies în ori de zi. Avem trei propuneri. Prima cu privire la schimbarea administratorului, a doua cu privire la aceea că să rămâie, a treia să se amâie. Votăm pentru prima, schimbarea administratorului. Da? Cine este pentru? Cine este contra? Cine s-a abținut? Toți. A doua întrebare. Cine este pentru aceea că să rămână mai departe administratorul Gângut Fiodor Vanci? Nu, nu-i corect. I-am dat două propuneri. Stimați consiliu, dacă ați votat, atunci ați votat să-l întăriți, că eu nu-i votat. A votăm și-l întărim, să așa da. Cine este pentru aceea că Gângul... Da, deci, el e întărit în camera din registrare, este întărit printr-o semnătură a lui Ivan Dimitrici, ți-am făcut-o pentru Caloș. Dar el, din ședința Consiliului, nu e întărit. Atâta să-l întărim și eu. De atâta, puneți întrebare. Păi, spune-l la voza că sunt aia să-l întărim. Al întărit pe dânsul, atunci dă întrebarea pentru până la următoare ședință, îl
eliberăm din funcție. Să dați voie să vă spun. Eu sunt de acord ca să se contramandeze această întrebare pentru următoare ședință. Nu puteți să o contramandați, că ați votat ordine. Este contramandat să se întrebă, da? Păi de acum o dar cum să-l numim la moment dacă el deja e activează? Domnul consilier, s-a votat contra propunerea și următoarele nu le mai punem la vot, că ele nu se vot nevizite. Corect.